Ești plătit de la stat, ai înțeles? Ești plătit de bugetul de stat? Trebuie să răspunzi la întrebările jurnaliștilor, ai înțeles? La intrarea în sediul poliției constanțene, câțiva contestatari l-au așteptat pe arhiepiscop, aruncându-i acuzații grave. Teodosie a trecut printre ei și a străbătut grupul de jurnaliști fără să răspundă cu niciun cuvânt. La interior, întrebările au continuat. Vă cuvinte ne spune și nouă sau evitați la sfârșit? Ați fost la slujbă la Suceava? Ne adresați și nouă câteva cuvinte, cu tot respectul. Reprezentați cele sfinte. Haideți, vă rog frumos. Lăsescule, de ce nu faceți conferință de presă și să nu ne mai alergați atât? Contestatarii de azi dimineață fac parte din grupul preoților care au transmis o scrisoare deschisă Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru că nu mai pot îndura să fie umiliți de arhiepiscop. Complicitatea nu se referă numai la acest individ și la camarila care îl înconjoară, se referă și la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care a fost înștiințat de numărate ori asupra acestor nereguli, a Patriarhului care a fost înștiințat asupra acestor nereguli și nu s-a luat niciun fel de măsură. Am înștiințat pe Victor Opaschi la secretariatul de stat pentru culte. Nu s-a luat niciun fel de măsură. Toată lumea este surdă și mută când aude Teodosie. Preoții care îl contestă pe Teodosie afirmă că nu și-au mai primit salariile de luni bune, iar atunci când erau chemați la arhiepiscopie, primeau de fapt bunuri bisericești, cum ar fi lumânări. Aceasta este o practică obișnuită în Episcopia Tomisului și nu numai în Episcopia Tomisului. Problemele cu lumânările sunt foarte adevărate pentru că asta se numește stopaj la sursă, fapt pe care eu l-am consemnat și l-am reclamat. Deci stopaj la sursă ce înseamnă? A stopat salariile clerului preoților, așa, și le-a dat în schimb lumânări colportași ca să vândă. Nu poate fi acuzat de deturnare de fonduri? Banii totuși sunt veniți de la stat, nu au fost... Păi deturnarea de fonduri se vede foarte clar în complexul care aș le ridica la Dorna Arin. Trebuie să răspund la întrebările jurnaliștilor pentru că ești plătit de la bugetul de stat, ai înțeles? Vă rog. Are dreptul să tacă, domnul Mascas. Are dreptul să tacă. Asta trebuie să faci. De ce nu faci? Ești plătit de la bugetul de stat cu 76 de milioane pe lună și de la facultate cu 6.000 de lei pe lună. Vorbește cu opinia publică. Fața opiniei publice. El nu că trebuie primit cu covorul roșu, trebuie primit cu cătușii sau cu un covor negru, nu merită să fie să calci pe covorul la un asemenea preot care e pătat, corupt și a distrus, a luat 400-500.000 de euro fără să muncească un metru de vie. Înalt preasfințitul Teodosie va participa pe 28 și 29 octombrie la întâlnirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta este forul care poate decide înlocuirea înaltului ierarh.